Vlăduț este la pupitrul lui de comandă. Azi mi-a zis, e ca în escape room aici, zice, toate ingredientele sunt aici, Dani, găsește-le. Eu cu asta gătesc azi. Băi, Vlăduț, zic, nu, hai să nu glumim, că asta e de pus sub brad. Mi se pare că văd ieslea și nașterea. Ce poți să scoți de aici? Eu castor nu sunt să mănânc butucul. Ce avem aici? Asta este foarte adevărat, însă este unul dintre decorurile mele preferate, mai ales atunci când prepar bomboane, mai precis trufe. Și nu orice tip de trufe, ci trufe vesele. Pentru care aveți nevoie de următoarele ingrediente. Aveți nevoie de 350 de grame de ciocolată amăruie, de preferință cu peste 70% cacao. Exact. Mai aveți nevoie de 150 de grame de frișcă lichidă sau smântână dulce cu 30-32% grăsime. Este foarte important să fie naturală și nu vegetală. Și 100 de grame de unt. Mai aveți nevoie de un singur gălbenuș de ou. Iar aceasta este rețeta de bază, la care se mai adaugă, evident, este ar fi ideal un lichior sau un foarte puțin coniac. Este nevoie de puțin alcool pentru că le dă o notă mai specială. Eu astăzi însă, pentru că iarna bate la geam, am să folosesc portocale, mai precis coaja de la portocală. Aici nu avem coniac? Avem și un pic foarte puțin, foarte, foarte puțin, pentru că nu e așa, ce în exces niciodată nu este bun. Cum procedăm? Cât se poate de simplu. Frișca trebuie clocotită, aproape clocotită, deci pe foc adăugăm ciocolata mărunțită, lăsăm circa 2 sau 3 minute să se dizolve un pic ciocolata, apoi amestecăm intens toată această compoziție, adăugăm untul. În momentul când adăugăm untul și începem să amestecăm intens, vom vedea că această compoziție delicioasă de ciocolată va deveni lucioasă și strălucitoare, iar ulterior un singur gălbenuș de ou. Aroma se adaugă întotdeauna la sfârșit, mai precis coaja de portocală. Puteți folosi o aromă de portocale. Este important să se simtă această aromă atunci când savurați produsul. Și este bine, după ce îl faceți, să-l dați un pic la congelator, să le puteți modela cu ajutorul mâinilor. Exact, și o cacao foarte deschisă la culoare să aibă un efect catifelat. Mai multe detalii vă dau pe parcursul emisiunii, am lucruri interesante să vă spun.